Bine v-am regăsit, dragii mei! Cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine. Vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit și mă bucur și pentru mesajele voastre frumoase. Multă lume m-ați întrebat când torn cositorul de astăzi. Am hotărât să vă torn cositorul ca să iasă tot ochii rei de deasupra voastră, să iasă tot răul de la voi, din casa voastră, din familia voastră, că în care casă va intra cositorul, să știți că în casa aceea nu va sta niciun rău, nici din ochi, nici o primejdie, să știți, pentru că când va veni această voce în casa voastră, o să fugă tot răul din familia voastră și din casa voastră. Să știți, să lăsăm puțin să se răcească, pentru că este ferbinte, dar cum am turnat, iarăși văd de ochi deasupra voastră, să știți. Dar stați liniștiți că o să simțiți căscat, vometat, dureri de cap, amorțeli. Să știți că asta este de bine, pentru că rugăciunile, energia, tot ce fac pentru voi pătrunde în corpul vostru și vă iese toate negativitățile din voi, să știți. Cei care adormiți, care îmi spuneți că mereu adormiți cu telefonul în mână când priviți videourile, adormiți, să știți că asta este bine. Energia ajunge în corpul vostru și vă relaxează. Să știți, asta vă face să relaxați. Nu dormi noapte, deschide glasul meu și vei dormi mai bine, să știți, pentru că este un glas mângâitor, să știți, așa să zic. Să vedem ce ne va spune cositorul nostru. Să dea Domnul să fie totul bine, dar să știți că se împrăștie tot de ochiul de aici. Să știți, este multă de ochi deasupra voastră, dragi, v-am mai arătat și vă mai arăt încă o dată, aveți prea mult de ochi, ochi rei deasupra voastră, să știți. Asta este cositorul nostru și după cum vedeți aici este, sunt doi ochi, de parcă este un cap de vrăjmaș, dragii mei. Acest cap este capul negativităților din casa voastră, din corpul vostru, pentru că am scos și uitați-vă când întorc așa, este litera V, dacă vedeți. Asta ce înseamnă? Că pe cea vrăjmaș care vă face mereu rău în casa voastră, care vă trimite vrăj, acea persoană care vă face rău, am topit-o aici, am topit tot, picioarele, capul, ca să nu mai poată face niciun rău la nimeni, să știți asta. Se vede foarte bine litera V, pentru că am topit acel vrăjmaș care mereu vă face rău, să știți. Acea persoană care vă face rău, cu timpul o să se dărâme, cu timpul nu o să mai aibă puteri ca să vă facă rău, să știți. Aici este și un înger, dragii mei, un înger cu aripi, să știți, uitați-vă ce bine se vede, vedeți? Aici este un îngeraș așezat, aripile în spate lui, vă dau așa ca să vedeți, să știți că acel înger este îngerul vostru păzitor. Acest înger mereu este în casa voastră, acest înger este mereu în jurul vostru. Și o să vă, cum să zic, vă păzește de toate primejdile, vă păzește de toate greutățile din casa voastră, pentru că când vă duceți undeva sau vi se strică mașina sau când ieșiți din casă și uitați ceva mereu, să știți că asta vă întoarce îngerul din drumul vostru, pentru că vă duceți peste o primejdie și ca tu să nu treci prin acea primejdie, îngerul îți pune piedici. Poate, cum am zis, să se strice mașina, să uiți ceva acasă, asta înseamnă că îngerul te împiedică ca tu să te duci peste acea primejdie și de aia nu te poți duce, să știți. După ce am să vă citesc în cositor, am să vă dau și rune ca să... Pentru că multă lume m-a scris că persoana iubită sau soțul vostru mereu nu se poartă frumos cu voi, mereu vă vede așa pe voi urâte, niciodată nu vă vede ca o femeie în ochii lor. Am să vă dau niște rune și o să vedeți cu acele rune, o să fiți cea mai frumoasă și cea mai inteligentă femeie în fața lui, că el nu va vedea nicio femeie în afară de tine, să știți, o să vedeți ce rune sunt puternice. Aici este și o potcoavă, dragii mei, dacă vedeți. Asta ce înseamnă? Pentru că voi o să fiți învingătorii, tot răul, cine v-a făcut rău o să rămână cu răul lor și voi o să fiți învingătorii, pentru că aici este o potcoavă. Și aici, iarăși, uitați-vă, sunt două aripi de îngeri, dragii mei. Cum am zis, aveți îngeri păzitori în casa voastră și uitați-vă aici, iarăși, este un vrăjmaș ascuns. Să știți că tot ce este necurat, tot ce aveți în casa voastră, multe negativități, am atras în acest cositor și aici sunteți înconjurați de
aripile îngerilor, să știți. De parcă, uitați-vă, este și un picior, o talpă, dacă vedeți. Asta ce înseamnă, dragii mei? Și în această talpă mai este și o gaură. Asta ce înseamnă? Că de multe ori ați apăsat în vrăj. Cineva v-a turnat și ați apăsat pe vrăj și de aia aveți dureri de picioare, de aia durerile de picioare vă pălește până la spate, pentru că ați călcat de multe ori în vrăj, dar să știți că o să fie totul bine, o să vă vindecați. Și aici iarăși s-au adunat multe vrăji, dragii mei, dacă vedeți. Toate vrăjile care sunt deasupra voastră, toate negativitățile care sunt deasupra voastră s-au ars tot. Și uitați-vă ce este totul negru aici în jur, dar voi ați ieșit la suprafață, pentru că voi ieșiți din gaură. Cu cât dușmanii voștri se muncesc să vă apiese în foc, dar nici de cum nu reușesc. Ei cu cât vă apasă, voi cu atât mai mult ieșiți la suprafață, pentru că, cum am zis, aveți înger păzitor în jurul vostru și nu vă dă voie ca voi să plecați în acel foc. Din contra, dușmanii voștri o să cadă în acel foc și voi o să ieșiți la suprafață și tot voi o să fiți învingători, să știți, dragii mei. Uitați-vă, și aici au ieșit doi ochi, de parcă o gură, acest vrăjmaș care l-am topit aici, care l-a ars aici, să știți. Pentru că, într-adevăr, aveți, vedeți ce bine a ieșit fața unui vrăjmaș, fața unui dușman, fața unui necurat. Pentru că aveți chiar multă lume care vă trimite duhurile în casa voastră și uitați-vă aici, parcă este o gură de lup, dacă vedeți. Asta, uitați-vă, și aici este o față. Să știți că tot ce este necurat deasupra voastră, cine vă trimite vrăjmași, cine vă trimite duhurile, totul s-a topit aici și aici vă arată că o să plece de lângă voi. Să știți, voi o să rămâneți învingători, voi o să fiți, rămâneți curați și luminați, dar dușmanii voștri o să cadă ei singuri în groapa pe care au săpat-o. Vedeți? Ochii, gura. Și aici mai este o față de dușman și aici este o gură de lup care mereu dorește să vă înghită, să vă dărâme, să vă omoare, dar nu vor reuși pentru că voi veți fi. Orică eu sunt lângă voi, ori îngerii sunt lângă voi, să știți, și de asta nu reușește ca să vă dărâme. Uitați-vă și aici de parcă sunt doi cai, dacă vedeți asta ce înseamnă, doi cai de mare, asta vă arată că voi o să fiți cei mai bine. Fie muncă, fie dragoste, cine ce vă face rău. Ca voi să nu aveți fericire, ca voi să nu aveți liniște în casă, ca voi să mâncați ca să vă omoare, ca pe voi să vă dărâme, să nu aveți noroc în nimic, ca degeaba se muncesc, dragii mei, să știți, pentru că câteodată se găsește câte o persoană și nu le dă voie să facă rău, le împiedică pentru că ei să știți că strigă în gura mare. Știți cum găsiți un cuib de șoareci și îl încercați să-l dărmați și șoarecii fug în stânga și în dreapta ca să nu-i prinzi, așa fug dușmanii de voi. O să fugă și fug chiar de voi. Nu, cum vă vede, cum își schimbă drumul sau cum vă vede pe voi, își se uită în altă parte ca să nu vă vadă, pentru că, într-adevăr, vă topesc tot diochiul, toate greutățile din corpul vostru, din casa voastră, le aleg aici, să știți, le strâng pe toate aici. Vă mai arăt o dată ca să vedeți și voi cu ochii voștri vrăjmașul care s-a topit aici. Aici este, iar cum am zis, un cap de dușman și aici acel necurat care nu vă dă voie noaptea să dormiți, care mereu vă sapă, care mereu nu vă dă, vă trimite negativități, vă trimite foarte multe, dar stați, cum am zis, stați liniștiți, va fi totul bine. Acest cusitor v-a atras toate, pentru că acest cusitor a fost citit, sunt niște rugăciuni care se citesc deasupra acestui cusitor și va atrage. O să dormiți mai liniștiți, o să simțiți în casa voastră mai multă lumină, o să simțiți că drumurile o să înceapă să se deschidă spre bine, o să mai aveți noroc și la bani și la dragoste, pentru că, cum am zis, dragii mei, într-adevăr, multă lumerea aveți în jurul vostru care vă trimite multe negativități, dar nu vor reuși, o să se întoarcă ei singuri înapoi, o să ardă ei singuri în
focul lor și voi o să fiți tot voi fericiți. Tot voi o să vă găsiți dragostea, tot voi o să vă găsiți de muncă și acei dușmani o să moară de ciudă pentru că nu au putut să facă nimic răul. Și acele persoane care toată vremea mă scriți că nu vă dă voie să dormiți noaptea, care vă face argint viu, nu știu ce, să știți, ascultați aceste video și o să vedeți, uitați-vă și aici a ieșit un cap de duh rău, dragii mei, dacă vedeți. Aici cositorul vă arată totul, de parcă când îl pui așa, de parcă este un cățeluș, vedeți? De parcă este un câine așa cu plete lungi, asta să știți că, dar de data aceasta, uitați-vă. Argintul, cositorul este mai lucios pentru că vă arată că toți dușmanii au căzut, vor cădea în groapa lor și voi o să rămâneți tot voi cu norocul vostru, să știți, dragii mei. Asta stați liniștiți, tot va fi bine. Ei vor arde în focul lor și voi o să rămâneți cu fericirea lor. Stați liniștiți că nimeni nu o să vă facă niciun rău, cum am zis, dragii mei. Dacă voi doriți muncă, o să găsiți muncă, dragoste, tot voi o să găsiți. Doar ei o să rămâie cu buza umflată și doar o să vă privească de departe și nu o să poată face nimic pentru că vor avea piedici din orice parte, să știți. Să dea Domnul să fie totul bine, dragii mei. Cum am zis, asta să nu credeți că este rău. Aici s-au adunat tot răul de deasupra voastră și o să vă simțiți mai bine. Eu v-am spus aici ce am adunat pentru ca să știți de acum înainte de ce să vă păziți. Pentru că am adunat și duhurile rele și vrăjile și necurații, toate s-au adunat în acest cositor. Și nu va mai fi nici un rău lângă voi, să știți. Toate relele vor fugi de lângă voi, să știți, dragii mei. Aceste rune le faceți pe o hârtie, dar de data asta cu roșu faceți, dragii mei. Aici este foarte important. La alte rune vă dau voie să faceți cu altă culoare, dar aceste le faci cu culoare roșie și zici asta este el și asta ești tu, să știi, sau invers. Ea sau și tu, să știți, asta bărbat, femeie poate să facă, nu importă. Și ziceți, aceste runele vă dau ca să lucrați de azi înainte, soțul meu, iubitul meu sau orice bărbat să mă vadă frumoasă, atrăgătoare, în ochii lui să fiu cea mai bună, cea mai frumoasă, ca de azi înainte ochii lui să nu vadă pe nimeni și aceste runele porți cu tine în ceanta ta, dragii mei, să știți. Aceste rune o să lucreze și dacă nu ai partener, o să găsești cu ușurință partener, bărbații o să te vadă atrăgătoare, frumoasă și o să poți găsi un partener ușor. Dacă ai partener și soț, să știți că de azi înainte partenerul sau soțul o să vă vadă mai atrăgători. Nu o să vă mai vă vorbească urât, nu o să vă mai facă rău, să știți, din contră, acel bărbat, în fața acelui bărbat veți fi mai atrăgătoare, o să vă vadă mai frumoase, o să vă vadă așa mai cum nu a văzut în viața lui o femeie, să știți, o să fiți în ochii lui o prințesă, așa să știți, dragii mei, faceți și o să vedeți cu timpul rezultatele acestor rune, pentru că, într-adevăr, sunt niște rune puternice. Așa, dragii mei, sper să fie pe înțeles. Să dea Domnul să fie totul bine. Cum am zis, stați liniștiți că în cositor s-au adunat totul. Cine ceea ce a simțit când am turnat cositorul? Să mă scrieți să știu cine și ce simptome au avut. Nu uitați să vă abonați. Deschideți clopoțelul ca să fiți la curent de toate videourile care le fac pentru voi. Îngerii mereu să fie lângă voi. Aveți grijă de voi și în casa voastră să intre mereu iubire, bani și pace, scumpii mei. Vă zic o seară cât mai frumoasă, la revedere!